Vă salut din nou, a doua zi la Extras. Ia uitați-vă aici. Deci 9 rame. Uite cum stă. Aici e distanțat, acolo. Ca să le pui cu mâna, să stai așa, cum face la Mitrigan. Ați văzut? Stă așa și le aranjează așa pe fiecare. Uitați. Ai venit cu scula asta de plastic, de la Teo. Ai băgat-o aici, decât așa ai făcut așa. Pa. Pa. Și gata. L-ai fixat. S-a fixat automat. Bine, normal trebuia curățată cera, că mai împiedică și aia, dar nu mai stau eu. Deci, așa ceva găsiți la Teo. 25 de lei, o chestie din asta. Și uite, iar așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru 9 rame. Și când ai băgat aici, ți le-a făcut așa frumos, la fix pe toate. Bun. Hai să vedem mai departe. Vă las eu numărul lui de telefon, care nu-l aveți. Delta. Ați văzut voi Delta? Mereu caut Delta. Hai, dacă e greu, stai. Ia să vedem ce avem aici. Mere bună de albine. Au uite ce ești, bă. O face? Când trântesc așa, nu strivesc albine. Dau un colț aici, un colțarul. Așa. Și ia să vedem pe aici. Că l-am simțit greuț. Ce-ați făcut voi aici, mă? De greu asta. Ia să vedem. Aha, plin la față. Frumos. Dar n-a scăpăcit. N-a scăpăcit. N-ați vrut voi. Mai trebuia să vă las o săptămână. Bă, treaba e că am florit sângerul și ăla scolorează mierea imediat. Dar am arătat eu că am luat probă la miere și are 16,5. Aici cam așa. Îmi place. Albit frumos. Hai să dau și capul ăsta jos. Deci din ăsta am luat odată 25 de kg de la primul salcâm. Ia uite. Ăsta e roi de la mă, care a iernat în 3 rame. Ce 3 rame? Asta, 3 rame. Iernezi în 3 rame, zice. Mai vrei să faci miere? Ai. Uite că se poate. Ia să vedem ce a băgat aici. Hai că e și aici a băgat. Deci asta a fost extras odată, da? Și acum, hai să vedem ce mai avem. Ia să vedem. Uite așa, a început să scăpăcească plină la față. Cam așa sunt. După mine cam un kil și ceva pe ramă, un kil jumate așa. Dar nu zic mai mult, 10 kg zic atât. Să zicem că avem aici. Uite cam așa, plină la față. Ținem cont că pe ultima cred că nu prea e. Ia. Ba nu e și aici. Mă gândeam că nu e pe margine, dar uite că e și aici. Deci posibil un 10 kg. Bun. Catul ăla mic, nu mai știu, a fost pusă mierea sau n-a fost. Cred că a fost pusă aia la socoteal. De zicem decât plus 10, atât. Nu mai știu ce am făcut. Dacă am socotit-o sau nu. Și am zis 35, deci acum am aici aproape 8 kg, aici vreo 10. Dar cred că aia am socotit-o de prima dată, nu mai știu ce am făcut.
așa că nu mai socotim încă o dată. Bun, ia să vedem pe aici. Mușelelor. Hai să scop prima ramă, că nu pot cu o mână. Ramă plină de polen. De unde ai toată polen? Ramă, da, așa, am uitat telefonul aici. Deci, uite, asta e ramă cu polen pe aici. Bine, am zis și eu plin. E polen pe aia. Pe aici, uite, larvar care îl căpăcește acum. Vede? O frumusețe. Și pe o parte și pe alta. Bravo, bătă. Să-mi fac nițel loc aici, să pot să lucrez. Scot rama. Ia să vedem pe aici. Hei, frumusețe, puiet, căpăcit. Deci dacă extrag merea aia din cat, trebuie să mă asigur că îi rămâne mâncarea aici, că și-o fi pe la tei, o mai vedea. Trebuie să rămână mâncărica aici, uite ce rămâne. Vă place ce îi las eu aici? Alții extrage și mierea asta. Nu, tăticule, asta e rezervă. Uite ce aici. Și e umflat, așa rama e. Uite ce e pe partea asta, placă. Vă place? Păi. Gata. E în regulă aici. Mai am să extrag. Să-l închidem. Mai m-aș uita la o ramă, două. Da. Pui larvar. E bine. Aici pui căpăcit. Bun. Să pun catul la gol și să mai iau să tărie al bine. Am început să lipească pantofii de linoleu ăsta. Să cura miere. Dar după ce termin, o să spăl, fac curățenie aici. Ce, pun pauză, mai iau să perii albina aia. Stați acolo. Dacă le stropesc, intră așa ușurel între rame. Dacă nu, hai de mine o Apple păstup. Bun. Și mai avem? Faci un mic. Acum nu o spun cu răutate, dar ziceți și voi. Vedeți cât albine e aici, da? Deci un stuc normal, o cutie de 10 rame și 10 sus, uite, e plină, e full, da? Eu mai am albine și aici, da? Uite, sunt intervalele pline.
Adică eu nu înțeleg pe alții cum poate să stea pe o familie de albine doar cu un cad din ăsta mic și atât. Adică este clar că acolo e o regină care nu e de calitate, tată. Adică cum pe un... Uite, am eu unul. Unde e ăla? Am unul aici. Uite ăsta, a rămas foarte slab. Cu un cad ăsta mic de o jumătate. Păi ce să faci cu ăsta, bă, tată? Ce să faci cu ăsta? Deci la mine nu intră, mie îmi trebuia să mă duc mai sus, mă, cu încă un cat. Și când mă uit la unii în stupină, cum o fi mergând, bă, și au 200 de stup, 300, cu caturi de-alea de jumate și atât, cât un cat din ăla rar dacă pune la cât un stup două caturi de-alea mici de jumate. Adică două de jumate face cât ăsta. Da, nu știu ce să zic, fiecare cu reginele lui, dar... Eu merg pe astea, tată, care bagă și miere, bagă și puiet mult, albină multă. Uite așa îmi place mie stupul. Plin de albină, tată. Nu mi-e frică de albină multă, hai de mine. Mai multă să fie, dacă se poate. Și uite, aici știți că am decât din ăștia de la Nicolae, uite. Uite, m-a iernat în 3 rame. Carpatină, 10,75. A dat 25 de kg, uite, la rapiță am uitat să trec. 25 primatură, vedem ce scot acum. Aici. La fel, a iernat în 3 rame. A dat 25 de kg primatură. Urmează să vedem acum. La ăsta deja am scris acum. Deci 35 de kg. Ce mai vrei, bă, tata? Că mai am și mai slab, mai am. Unde e unul slab? Uite. Ăsta a dat decât 15 kg. Bă, frate, mai sunt și din ăștia. N-ai ce să-i faci, dar... Asta-i? Poate să dea tot la fel. Așa, ce mai am? Cu să perii albine, dar... Catul mic. Uite, încă un sfert de gără. Azi, mama, hai, puteți să intrați acum. Uite pe mama. Deci, uite, ce-a mai fost în capul ăla mic. Poftim. Poftim. Trebuie să iasă săracii, nu? Nu mai are loc, zice, nu mai suportăm cutia asta. Hai, mama, că asta e casa voastră. V-ați dus pe parte. Hai. Aveți loc acolo. Mai duceți-vă la treabă, mai ieșiți și voi pe afară, vedeți ce mai găsiți de la stați în stup. Așa, să-i pun un cad ăsta bun. Trebuie să pun cu atenție, că stă pe marginea asta. Da. Bucuria voastră, v-am dat de lucru. Știți că ele se bucură când are de lucru, nu se supără. Bun, pun pauză până extrag gramele astea. Deci ce găsiți la Teo? Găsiți chestia asta, pieptănul ăsta pentru 9 rame. Număr de telefon aici. Și mai e senzorul de miere. Uite asta. Cum atinge aici în găleată, pornește alarma. Ăsta parcă era vreo 75 de lei, iar ăsta parcă a zis 25 de lei. Cam asta găsiți, puteți să-l sunați. Teo Magazin Vălene de Munte.